Elevii de la școala gimnazială numărul 3 din Suceava s-au întâlnit cu mic, cu mare, într-o atmosferă deosebit de plăcută pe final de săptămână. Aceștia au participat la târgul de carte și jucării organizat în unitatea de învățământ. Sala de sport a școlii a devenit neîncăpătoare în doar câteva minute. Târgul de carte și jucării de la școala gimnazială numărul 3, eveniment caritabil, devenit deja tradiție. Copiii sunt foarte bucuroși, dar mărturisim că și noi suntem cumpărători fideli. Deja am cumpărat cadouri de Moș Nicolae din târg. Părinții sunt la fel de entuziasmați. Sigur că se simte deja la noi la școală că Moș Nicolae vine în seara aceasta. La noi a venit încă de la prânz. Anul acesta ne-am propus să se cumpere dulciuri pentru copiii de la școala Șcheia și cărțile vor fi donate la școala Berchișești, pentru că am înțeles că au o nevoie urgentă de a-și mări biblioteca școlii. Cărți sunt foarte multe pe standuri. Ne bucurăm dacă vor fi luate de elevii noștri, dacă nu, așa ne-am propus, ce rămâne să ducem la Berchișești. Nu vrem să evităm nici pe elevii școlii noastre, avem câteva cazuri sociale. Avem o fetiță pe care am îmbrăcat-o anul trecut din cap în picioare în urma acestei acțiuni și anul acesta o avem din nou în vizor, deoarece este orfană de mamă. Și mai avem doi copii la clasele 1-4 care din nou au nevoie de ajutorul nostru. În măsura în care ne putem organiza, am încercat să mulțumim anul ăsta cât mai mulți copii nevoiași. Vedem că pe măsură ce anii trec și târgul are succes din ce în ce mai mare, reușim să ajutăm cât mai mulți oameni. Trenulețe, păpuși, jucării de pluș și cărți, toate au fost aduse de copii cu drag pentru a fi vândute. Elevii fiecare clase au strâns cărți, jucării, respectiv DVD-uri, și cu banii strânși din vânzare vom cumpăra cadouri ca să-i facem pe copiii de la orfelinat să simtă sărbătorile în modul în care le simțim și noi. Lucruri pentru copiii sărmani și din banii care strângem dăm la copiii sărmani și jucăriile care rămân toți la copiii sărmani. Dar de ce faceți voi lucrul acesta? Ce vreți să arătați prin acest gest? Prin acest gest aș vrea bunătate, dragoste pentru copiii cei orfani din orfelinare și respect. Ce mesaj ai acolo pentru cei prezenți aici? Ca toți să cumpere cărți și jucării de la clasa noastră. Dar de ce să vină să cumpere? Ce faceți voi astăzi aici? Vindem jucării și după aia le donăm copiilor bani. Și de ce faceți acest lucru? Ce vreți să demonstrați? Sau vreți să demonstrăm că suntem oameni buni? Încercăm să vindem cărțile de la standul nostru. Să strângem bani pentru copii, pentru orfelinate, pentru fondurile școlii. Un eveniment caritabil. Ce pot să le transmiți celor care sunt într-o situație altfel decât a voastră, a noastră? Multă sănătate, noroc în viață. Felicitări că au rezistat până acum și succes în continuare. Colegii lor s-au implicat necondiționat și au cumpărat de la cărți și până la jucării cu scopul de a fi alături de copiii care au nevoie de sprijin. Astfel, Moș Nicolae va ajunge și la ei. Spune-mi ce ai în mânuță. O jucărie, un cățeluș, mof și o prințesă. Și văd că ai și bănuți. Ce vrei să-ți mai cumperi? Nu știu. Două cărți și un ponei. Banii care se strâng, ce veți face? Banii care se strâng o să-i dăm la copii care au nevoie. Ce ți-ai cumpărat? Mi-am luat un tablou și o carte cu Tom și Jerry. Și cât te-a costat? Cât ai dat? 5 lei. E un târg de jucării cu vânzare de cărți și jucării pentru a ajuta copiii sărmani? Da. Activitatea a fost de mare succes în rândul copiilor, elevii fiind coordonați de cadrele didactice ale școlii. Săptămâna viitoare, la școala gimnazială numărul 3 din Suceava, va avea loc un alt târg, de data aceasta ECO. Elevii vor expune operele lor la care au lucrat cu migală și atenție.